Salutare YouTube, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Rexit, cred că e episodul cu numărul 4, dacă nu mă înșel. Și damn, iar a avut loc un update și... Something happened. What the fuck, mate? Așa, dăm puțin mai mic render distance-ul pentru că dintr-un oarecare motiv update-ul ăsta nou mi-a provocat o mare scădere de frame-uri de la cât aveam înainte, în jur de 50 plus, acum am, de fapt eram 50 și ajungeam la 60, dar nu stătea constant la 60, mai scădea. Și am zis că nu e așa de rău, adică nu era chiar deloc rău. În schimb, acum sunt pe la 30 ceva, mă rog, nu se simte așa de rău diferența că ne... Bine, hai să o luăm așa, e mai cinematic. Bucurați-vă de acest clip mai cinematic decât celelalte. Bun. Diferența nu se simte așa de rău, atât că nu-mi place. A, da, și ce ar trebui să zic? What the fuck, mate? Așa, dacă ați auzit acele minunate claxoane, vreau să știți că pip-pop nenorocită de... E o nenorocită de... nuntă. Ok, deci în primul rând observ niște mob noi pe... Tu ești? Observ niște mob noi pe... Ok, nu era. Niște mob noi pe hartă. De fapt, cred că, dacă nu mă înșel, am văzut și data trecută, decât acum sunt mai mulți. Posibil să fie în subteran, dar ne... Nu știu ce să zic. Vreau să verificăm dungeon-ul pe care l-am văzut data trecută. Și... Să vedem... Nu s-a pus încă chestia aia. Uf. Dacă nu, da chiar, stai, nu merge, nu e pus nici crafting guide-ul. Oh my fucking god, holy shit, nigga, chestia asta arată epic. Holy fuck, ce e asta? Ce asta? Unde sunt? Arată șmecher. Am intrat pe dedesubt, dar îmi place cum arată, știi, așa fain. Sunt mini brăduți de ăștia, mă rog, nu sunt chiar mini brăduți și uitați cum arată sus și chestii. Bun, bănuiesc că nu trebuia să intru pe aici. Ok, gata, am văzut unde e intrarea. Deci chiar arată șmecher jos. parcă și presim că o să arate mai epic sus decât... No! Ia să zic că o să arate mai epic jos decât sus, dar apare nu. Aoleu, bun, ceva, povești, chestii... parcă m-aș simt... Ce, Doamne iartă-mă? Multe chestii stupide, ihago, cu aia pe măsa... Nimic interesant. Deci chiar nimic interesant, mă așteptam și o să fie lucruri de explorat, chestii de bătut, nu-i nimic, efectiv nimic, uitați-vă și voi. E o clădire, atâta tot. Mă, chiar nu-i nimic de făcut în seria asta. Adică... Bănuiesc că până o să... Ce e aici? Bănuiesc că până... Or să facă un update ca lumea... Nu știu ce să fac. Chiar nu știu ce să fac. Ar trebui să fac... downgrade? Să mă duc o versiune mai jos și să mă joc... chestiile care le-au deja date? Care erau toate chestiile alea, știi, adică să și am rețete și lucruri până încep și eu ca lumea. Dar, că nici asta n-ar fi mare chestie.
Măsa. Chiar nu știu ce să fac. Aș putea decât să mă duc să încerc să minez chestii. Și după aia când revenim să am lucruri făcute, să aștept un update ca lumea. Chiar nu știu ce să fac. Ia. În fine. Așa. Hai să vedem. În primul și în primul rând. Biome nou. Biome nou. Vreau să văd. Vreau să văd ce e acolo. Luăm chestiile de aici. Ai, ai, ai. Iar ne plimbăm ca dobitocii. Da, iar ne plimbăm ca dobitocii. Bun. Ce las? Las asta, las asta, n-am nevoie, n-am nevoie, n-am nevoie, n-am nevoie, asta am nevoie, am nevoie, de fapt. Ah, ok, iau și asta, deși nu știu la ce e bună. Se stachează și căulul și atât și mai lung și patul și am plecat. Of. Ok, încotro acum. Partea aia. Cred. Nu sunt sigur. Dar cred că mă duc bine, cred, nu știu, sper. Mă, ce naiba? Au, nu trebuie să mă duc, trebuie să mă duc cu mare... Ok, deci trebuie să văd asta și să mă duc încolo. Da, cred că așa e bine. Ia... Sunt pe drumul cel bun. Mă, măcar dacă aș avea o șase, iau și un căluț și să mă duc mai ușor. Atunci, asta ar fi chiar drăguț. Dar nu. Să mergem. Mama ei dă floare. Credeam și eu că e un Hexical Flower. Deși vă dați seama, Hexical Flower în Rexit. Dar de ce nu? Adică, Hexit, Rexit, tot pe acolo. Ah. De... Văd că sunt niște bucăți de lemn foarte interesante. Când... Așa. Cherry wood. Asta arată chiar interesant. Și vreau să țin și niște seplinguri. Ar fi chiar bun de construit chestii din el. Cobweb, așa. Aruncăm cobweb-ul în defavoarea acestui lemn și hopa, stai că vedem aici ceva ruine. Nu e tot unde ăla. Cum am mai văzut. Păi n-am ce face decât să mă duc să mă plimb și să sperăm că găsim ceva interesant. Ah. Băi, și apare și Fallout 4, doamne, deci de-abia aștept. Am văzut de curând trailerul, cred că acum o zi sau două, nu știu exact când, dar e genial, deci eu unul abia aștept, vreau să mă apuc din nou să joc ca lumea, ăsta Far Cry 3, ce dracu, Fallout 3. Bine, știu că am serie, dar mă referem că vreau să mă apuc să filmez ca lumea și să pun episoade. Cred că o să pun episoade mai lungi. Nu știu să mă gândesc. Aș încerca să filmez gen episoade mai lungi și să pun episoade gen 40 de minute, de 40 de minute, de o oră, cam așa. Ca să mă pot juca și eu mai mult. Habar n-am cum o să fac. Chiar n-am nici cea mai vagă idee. O să mă hotărăsc eu. Dar totuși seria aia nu vreau să o închei. Seria de Mafia nu știu ce soartă o să aibă, pentru că văd că are un feedback foarte prost. Și what the fuck, man? Am lag. Perfect normal. Sau aveam două paturi. Nu cred că aveam două paturi. Ba, aveam două paturi. Și eu cred că aveam ca în lag. Mic interesant în partea asta. Bun, ziceam de Far Cry. Fallout, ziceam de Fallout. Mama lui de Far Cry. Ce Far Cry? Aoleo. Fallout 4. Doamne. Ah.
Pentru fanii seriei știți ce înseamnă asta, adică băieții de la Bethesda clar or să facă un joc super. Eu unul nu am, cum să zic, așteptări mici de la ei. Am chiar așteptări foarte mari și nu știu dacă mai am așteptări așa de mari de la alte jocuri, adică cred că este singura serie de jocuri de la care pot să mai am așteptări și să zic, oh frate, o să fie genial, o să scoată lucruri geniale, o să fie șmecher, o să-mi bag 150 de ore în el în prima lună de când apare. Op, op. De la ce mi-am luat poison? Ah, ok, deci de la astea. Ah, fuck. Și aș vrea să vă întreb pe voi. Voi aveți serii de jocuri. Așa. Wow. Wow. Nu mai zic nimic. Ah. Știi momentul ăla când îți vezi de treabă și nu realizezi că e o groapă în fața ta, că ești așa foarte entuziasmat și neatent? Oh, așa s-a întâmplat la mine acum. Mă gândeam așa de mult la, oh, Fallout, ce chestie șmecher, și apoi mort. Oh, da. Story of my life. Și acum trebuie să mă urc înapoi. Oh, da. Că tot ziceam, voi aveți vreo serie de jocuri așa care să nu vă fi dezamăgit și să fiți siguri că nu o să vă dezamăgească, adică spre exemplu poate și de la The Elder Scrolls, adică tot de la Bethesda m-aș aștepta să facă treabă bună, dar voi aveți vreo serie care să ziceți, da, clar, nu o să mă dezamăgească, pentru că sincer nu știu, mi-e puțin frică să zic asta de Fallout 4, deși sunt aproape sigur că nu o să facă la fel ca celălalt exemplu pentru care eu practic puteam să bag mâna în foc or să scoată numai jocuri șmechere și foarte bune. Assassin's Creed. Dar hei, ce să faci, și domnii de la Ubisoft s-au gândit că bani mulți e important, jocuri bune nu la fel de important. Cam așa a fost logica. Atâta timp cât iese banul, nu contează. Ok, nu zic că povestea e nașpa la jocurile Assassin's Creed, că toată lumea zice, bă, povestea e șmecheră, da, toată lumea se joacă numai pentru poveste. Știi, într-un joc nu trebuie să fie doar povestea, mai este și gameplay-ul, mai sunt mai multe chestii, văd în partea asta ceva care posibil să fie lavă sau posibil să fie ceva interesant de explorat, nu știu, zic și eu, sper să fie ceva interesant. Și văd că e, cred că e doar o bucată de lavă, ești nebun. Efectiv nimic, efectiv nimic. Ok, uite, astea o luăm, astea le luăm. Ce pot să zic? Foarte drăguț. Ah, ziceam de chestia cu Assassin's Creed și cu Fallout 4. Ce drept, e drept. Bethesda nu o să fie niciodată la fel ca Ubisoft, adică nu o să vezi Bethesda scoțând fiecare an cât un Elder Scrolls și cât un Fallout numai pentru bani. Când îl scot ca lumea a făcut, adică Fallout New Vegas a fost un Fallout 3 mai bun, un Fallout 3 îmbunătățit și de la asta mă aștept, sincer, și de la Fallout 4 să fie un Fallout New Vegas îmbunătățit. Așa. Grafica arată super tare, dar de ce să te aștepți acum?
Ah, corect. Ce să te aștepți în ziua de astăzi? Grafica în general e foarte bună. Deci nu poți să zici deja, ce șmecher, n-am mai văzut așa ceva. Grafică super mega inovativă și lucruri, pentru că cam așa arată grafica acum. Dar tot pot să zic că arată bine. Zucchini. Tot pot să zic că arată bine. Și nu știu ce e aia. Cantaloupe. Da, normal. Perfect normal. Ioi. Op, what the fuck happened, mate? Mă, da, chiar stați așa. Poate pur și simplu nu este o zonă bună. Hai să facem un fel următor. Punem aici new waypoint. Aici. Dan, și acum o să dăm teleport. Nu pot să dau teleport aparent. Căcat. E posibil să pot da teleport decât la zonele descoperite deja. Aș vrea să pot să mă duc aici, pentru că, adică, mă rog, acolo voiam să mă duc, pentru că, sincer, nu știu, nu prea îmi place cum arată zona pe aici și pare că nu găsesc nimic și aș vrea să încerc poate într-o zonă nouă. Hai să dăm uite aici, new waypoint, done, teleport, ok, m-am teleportat aici. Sunt pe un copac. Dar în momentul de față... A, doamne, serios? Mă duc în pădure, dau în pădure. Dar cred că e mai bine așa, pentru că, nu știu, habar n-am. Oricum o să mai folosesc o perioadă de teleport în caz de ceva, pentru că... Vreau să merg mai repede. Vreau să mă mișc mai repede. Chestia asta e deja ciudată, adică... Nu știu, până acum eu am tratat jocul ăsta, am tratat mod pe cul ăsta, cum aș fi tratat Hexit-ul, pentru că ne-a Rexit, Hexit, de aici mi-am luat-o plus că am auzit că ar fi cu aventură și chestii. Și mi-am cam luat seapa aparent, probabil că trebuia tratat ca un survival normal, lucru pe care eu nu l-am făcut. Și am tratat jocul ăsta, mă rog, mod pe cul ăsta, l-am tratat ca pe... ceva cu aventură și dungeon rush și chestii, ceea ce clar nu e. Deci din start am făcut o abordare greșită, lucru care nu e bine. Începând de data viitoare o să încercăm o nouă abordare, să vedem, poate reușim ceva cu mod pe cul, pentru că până acum n-am făcut nimic. Damn, de câteva episoade mă tot plimb degeaba pe aici și nu găsesc nimic interesant. Oricum posibil să... Nu știu dacă iau neapărat o pauză micuță ca să mai facă câteva update-uri, pentru că tipul ăsta în momentul de față face un update la zi sau la două zile. Deci aș putea să aștept câteva zile, spre exemplu, nu știu, vreo săptămână sau habar n-am. Nici nu știu cum o să fac, să fiu sincer. O să aștept să văd ce face urma, ce face el până data viitoare, când o să vreau eu să filmez. Și în funcție de ce se întâmplă cu mod pe cul, decid cum o să fac. Adică, da, vreau să fac seria asta, chiar vreau să ajung să am dinozauri și chestii, dar în momentul de față am avut o abordare total greșită față de acest mod pe cul și se vede clar, adică uitați-vă și voi. Am explorat prea mult și n-am găsit nimic interesant, nimic care să merite explorat, nici măcar un village. Nu știu dacă pur și simplu am eu ghinion și nu găsesc ce ar trebui să găsesc sau chiar am făcut ceva greșit. Dar asta o să aflăm data viitoare. Până atunci cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, mă rog, nu prea avea ce să vă placă, dar în fine, hai să lăsăm un like și la acest episod. În cazul în care vreți să continui seria, pentru că în momentul de față este sub semnul întrebării, pentru că nu știu... Bine, poate că a fost greșeala mea, adică nu că poate, clar a fost greșeala mea și o să încerc o altă abordare
Și o să vedem ce o să iasă. Însă cam asta a fost tot. Vă urez o zi bună în continuare. Bye bye.